Cereri de extradare a politicianului fugar Vladimir Plahotniuc au fost expediate încă în două țări, pe lângă Turcia și Statele Unite. Procuratura Generală a expediat cereri de extradare în Cipru și Arabia Saudită. Anunțul a fost făcut de procurorul general Alexander Stoianoglu. Până acum noi nu am primit niciun răspuns din autoritățile Turciei, dar pot să spun prima dată astăzi că în afară de Turcia, Procuratura Generală a expediat cereri de extradare posibilă domnul Plahotniuc și din Republica Chipr și din Arabia Saudită. Până acum avem numai răspunsul din Arabia Saudită că domnul Plahotniuc nu a traversat hotarele Arabia Saudită. Suntem în așteptare. Fostul lider al Partidului Democrat, Vladimir Plahotniuc, este acuzat de procurori în dosarul fraudei bancare. Potrivit anchetatorilor, Plahotniuc este unul dintre principalii beneficiari ai furtului miliardului.